Mihaela Merișescu este președintele judecătoriei din Târgu Cărbunești, iar soțul ei judecător la Târgu Jiu. Pe raza localității Scoarța, Mihaela Merișescu a evitat impactul cu o altă mașină și a părăsit partea carosabilă. Evenimentul a fost anunțat prin apelul de urgență 112 ca fiind soldat cu două victime. Două ambulanțe s-au deplasat la fața locului, însă atât judecătoarea cât și o altă persoană cu care se afla în mașină au refuzat îngrijirile medicale. Polițiștii au demarat imediat cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier. Soldat se pare numai cu pagube materiale. Din declarația conducătoarei auto se pare că în manevra de evitare a unui autoturism a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime omenești. Evenimentul rutier a fost înregistrat ca tamponare pentru că nicio persoană nu a ajuns la spital pentru investigații medicale de specialitate.